Nici nu cu Elena. De câte ori ați fost operată în ultima lună? De două ori. Da. De ce? De ventrație. A fost operația grea, s-am putut să rămâi aici. Și am venit în ziua la operație. M-a operat ziua de pat. Și m-a pus să păruie ce m-a pus aceea. Și m-a pățit greu în domnul doctor aceea ce a pățit. Soțul este supărat și a apelat la noi pe motiv că se fac experimente pe dumneavoastră, adică ce atâtea operații? Nu e adevărat. Nu e adevărat, nu. Cum să facă experiență? Că a fost operația grea. Cum să facă? Că am venit din vina mea, că am venit târziu. Dar nu din vina dânsului. Dânsul încearcă să mă facă bine. Că să fie bine. Da, dar nu face experiență, Doamne ferește. Cum să fac experiență pe mine, om? Deci sunteți mulțumită. Dar cum să nu? Dar cum dacă m-a pus operația grea? Cum? De ce nu? A fost operația grea, a fost brațele încălcite, a fost aproape putrede, mi-a povestit dânsul. Dar cum? Și acum nu știu ce s-a mai întâmplat și m-a deschis iarăși. Ca să mă curăte bine acolo, probabil că a curs din maț, cumva. Știți, atunci când ochii... Iată, de mață, de curs cumva ceva, de ce? Și azi că se bate să fie sigur, să nu fie vreun chiac sau ceva, știți? M-au purtat la toate filmele astea, la ecograf, tomograf, m-au purtat peste tot, ca să fie sigur ce ar putea fi. Și a început să miroasă. Și probabil că o fi fost un chebuleț de sânge sau nu știu. Deschis, deci să mă deschidă din nou. Da, și asta a fost. Da. Deci nu sunteți nemulțumită de medici? Nu. Sunt nemulțumită de mine, că n-am venit de vreme. Nu, dar nemulțumită de partea ce face domn doctor. Păi ce face domn doctor? Nu știu. Păi ce face? Face te trimite și iară te duce acasă, trimite, iară și aia, nu știu. Nu mai vorbi prostii. Dar ce să vorbi? A doua, de ce te trimite și aia? Nu mai vorbi prostii. Nu. Este din vina noastră. Din vina noastră. Este nu din vina al domnului doctor. Probabil ți-o revărsat un pic de... De ce te-a trimite? Fugea operația, vă rog frumos. Nu. Deci dumneavoastră ziceți că e de vina doctor? Da, de ce a trimis-o? Și cum a doua zi o internează înapoi, deci vii la medii de familie, exact cum vorbim dumneavoastră, de ce nu se pune probleme? Deci nu stau de vorbă, nu-ți place niciodată în și a doua zi o internează iară, vreau rog frumos, adică o operație deschide iar operația, iar nu știu ce, iar vine, iar de ce nu? Ia dacă eu nu-s de acord cu ce a făcut domnul doctor. Mai vorbi prostii. Nu, nu-s de acord. Omul nu strică cu nimica. Nu. Sunt și eu și tu de vină. Nu. Pentru că am venit târziu. Deci de ce te-a trimis? Iar a doua zi a zis operația. Nu, eu nu. Eu nu te-am făcut ceva. Adică te trimite și nu dă telefon. Deci nu dă trimitere, via a doua zi pansesc. Și pe urmă duc la medicul de familie și o trimite imediat cu salvarea. Deci nu de acord cu operația care a făcut-o domnul. Ilaia Băsandu. Și ce vrei să facă? Înseamnă că face prostifă. Nu trebuia... Deci tu e problema? Nu. Eu n-am nicio întrebare. Vă rog frumos să-ți ia măsuri. Nu trebuia să intervină omul iară sau... Deci vă rog frumos, nu. Așa știi, nu știu. Trebuia să intervină omul. Nu. Acum intervine și te trimite pe tine acasă pe a doua zi. Deci eu nu. Nu-s de acord cu ce a făcut domnul doctor. Trimite, face deschidere, face o...